Sărbătoarea Paștelui este perioada din an în care ne amintim într-un mod mai special de lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos Mântuitorul a venit să o facă pentru noi. El, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, a fost sintuit pe lemnul crucii la Calvar pentru ca astfel să plătească prețul răscumpărării pentru fiecare dintre noi. Moartea Lui face posibilă iertarea păcatelor noastre. Eliberarea noastră de sub puterea lui Satan și incorporarea noastră în minunata familie a lui Dumnezeu. Într-adevăr, trupul său a fost pus într-un mormânt, însă moartea nu l-a putut birui. A treia zi după scripturi, el a înviat. Femeile care s-au dus diz de dimineață la mormânt au fost întâmpinate de un înger care le-a spus: Nu este aici, ci a înviat. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, pentru că El este Dumnezeul atotputernic. Învierea Lui este o garanție a învierii noastre celor care ne încredem în El ca mântuitor personal. Învierea Lui face posibilă viața nouă, viața din belșug, viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să o ofere tuturor celor care se întorc către El cu credință și pocăință. Învierea Lui ne umple inimile de bucurie, ne oferă speranță și ne ia orice teamă. Hristos a înviat!